Vara aceasta, cetățenii care locuiesc în zona de nord a orașului s-au reorientat atunci când a venit vorba de locuri de petrecere a timpului liber, și asta deoarece parcul de la piciorul podului a fost închis pentru lucrări de reabilitare și reamenajare. Însă socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Atunci când părea că lucrurile vor intra în sfârșit pe făgașul normal în parcul de la piciorul podului, o descoperire a făcut ca munca de peste vară să fie în zadar. Este vorba de fierul vechi care a provocat tot acest dezastru. Cetățenii din zonă sunt dezamăgiți de felul în care a evoluat, sau mai degrabă spus, a involuat situația. Veneau poliția cu mașinile, nu știu, îi lua la goană, dar după aceea reveneau. Deci ați văzut ce a făcut în partea unde sunt pomii, au început să usuce. Așa, după aceea văd că au reușit să spargă și în zona aleii. Eu am zis că vrea să facă ceva, că am înțeles că a primit bani la Uniunea Europeană și vrea să facă, dar nu se știe nimic. Asta pentru că suntem niște oameni cultură și n-am ce să mai comentez. Problema a ajuns și la urechile autorităților, cei drept, însă răul a fost deja făcut. Grupuri de romi care au săpat pentru a scoate fier vechi, am interzis această activitate în parcul respectiv. Poliția locală a primit misiunea din partea mea să urmărească permanent 24-24 de ore ca în parcul respectiv să nu mai intervine nimeni prin săpătură, pentru că săpătura aceea scoate un pământ care nu este bun pentru vegetație și care practic va omorâ spațiile verzi din zona respectivă. În perioada următoare, în funcție de acțiunile pe care le vor întreprinde respectivii, vom fi permanenți vigilenți și dacă vom constata că vor mai apărea astfel de fenomene, toți cei care sunt vinovați vor fi sancționați. Valorificatorii de fier vechi au dovedit încă o dată că nu au limite nici scrupule atunci când vine vorba de un câștig material. Dacă nu le pasă de riscurile la care îi supun pe cetățeni atunci când fură capace de canalizare, de ce ar conta pentru aceștia faptul că acțiunile lor întârzie momentul în care locuitorii Medgiriei se vor putea bucura de parc?